O vizită la medicul dentist se poate transforma într-o scenă de coșmar pentru copii. Din acest motiv, specialiștii din Argeș au găsit noi metode de a atrage pe cei mici. Desenele animate sau cărțile cu povești despre animale sunt doar câteva dintre atracțiile clinicilor de stomatologie. Medicii spun că în acest fel vor să învețe pe cei mici că prevenția este extrem de importantă. Simina are 7 ani și nu ratează nicio consultație la cabinetul medicului stomatolog. E a doua oară în acest an când părinții o aduc la cabinet pentru consultație. Bună, Mircea! Bună, Simina! Ce faci? Bine ai venit la noi! Scaunul de la stomatolog e cum se poate mai confortabil pentru Simina. Se uită la desene animate în timp ce stomatologul își face treaba. Poftim frumoasă mea! Mulțumesc! Plăcere! Fetița recunoaște că prima vizită la stomatolog nu a fost una prea plăcută. Teama a dispărut însă cu fiecare consultație în parte. Ca să-mi fac dințișorii. De ce vrei tu să-ți faci dințișorii? Pentru că am avut o carie. Da? Și ce s-a întâmplat cu ea? A dispărut. Și te-a durut? Nu. Probleme cu dantura, dar datorită faptului că a venit regulat la noi, odată la 6 luni de zile cum este indicat, atât pentru copii cât și pentru adulți, Simina a scăpat de probleme. Din nepăsare, teamă sau omisiune, dar și din lipsa banilor, majoritatea oamenilor ajung la medicul stomatolog atunci când este prea târziu. Din păcate, în ultima vreme vedem tot mai mulți pacienți copii cu probleme grave dentare și asta se întâmplă în primul rând din cauza faptului că programele de prevenție nu funcționează și pentru că nu vin la o consultație stomatologică de specialitate. Pentru a-i atrage pe cei mici, specialiștii au inventat povești din domeniu, bineînțeles. Teddy este un ursuleț care îi ajută pe copii să se împrietenească cu medicul stomatolog. În așa fel încât copilul să se simtă deja familiar atunci când ajunge în clinică cu spațiul, cu tot ce se întâmplă aici și să vadă că efectiv nu are de ce să-i fie teamă de stomatolog. Specialiștii vor, în acest fel, ca părinții să conștientizeze că e mult mai ușor să previi decât să tratezi.